Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Confesiuni Academice. Invitatul meu din această seară este domnul Valeriu Râpeanu, care a avut amabilitatea să evocăm pe Dan Grigorescu și Nicolae Simac, nume foarte bine cunoscute, nu numai prahovenilor. Domnul Valeriu Râpeanu a desfășurat de mai multe decenii o activitate interdisciplinară, îmbrățișând mai multe domenii ale culturii, în cele peste 20 de volume ale sale, în numeroase ediții critice, în articole și interviuri. Cărțile, edițiile, studiile dedicate operului Iorga, Brătianu, George Enescu, Ige Duca, cela de la Vrancea, Hortensia Papadabengescu, Sergiu Celibidache, Matei Ion Caragiale, Mihail Sadoveanu, precum și cele despre literatura română din anii 1920-1940, sunt grăitoare în acest sens. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, domnule profesor! Bine să ne reîntâlnim! Și eu sunt bucuros, și telespectatorii noștri, mai ales că acum este momentul să prezentăm cât putem de semnificativ și cu conținut să-i prezentăm pe cei doi binecunoscuți țării Prahovei. Mă refer la academicianul critic istoric literar Dan Grigorescu, în partea întâi a emisiunii, continuând apoi cu profesorul, istoricul, cercetătorul Nicolae I. Simache. Ca de obicei să facem cunoștință, mi-am notat câteva elemente legate de biografia domnului Dan Grigorescu. Dacă trăia anul acesta, luna mai, în luna mai, a fi făcut 80 de ani. 80 de ani. Mai precis, pe 13.05.1931. S-a născut la București, membru al Academiei Române. Familia asta are o locuință, deci părintească, la Braz. Da, vedeți cum a fost. Vă rog. Tatălui a trebuit să se retragă după 46, era director într-un minister, comerțului, finanțelor, și bineînțeles că a fost înlăturat, cum au fost înlăturați toți, da, specialiștii din acest. Erau la Breaza și Dan Grigorescu, deși s-a născut în București, a făcut cursurile liceului Colegiului Sfântul Sava, da, în București, a urmat facultatea, așa cum poate a fost numie, da, așa, nu se leagă foarte mult de județul Prahova. Cum? Cum? Chiar eu, pentru că suntem foarte legați, chiar eu, am văzut multe de ce l-am cunoscut la Breaza în 1949, când într-o tabără, pe vremea aceea se organizau tabere, tabăra liceului Sfântul Petru și Pavel, eram câțiva zeci de elevi, acolo l-am întâlnit pe Dan Grigorescu. Ne-am împrietenit repede, seara ne plimbam, discutam, am văzut că este un om cu totul deosebit, de o cultură neobișnuită. Ne-am reîntâlnit după un an în holul facultății de filologie, strada Edgar Chine, când amândoi dădeam examen la facultatea de filologie. În anul 1950. În anul 1950. Teza de limba română, că aveți aceea de limba, da. Peste câteva săptămâni, decanatul a propus unor dintre noi să trecem la limba engleză, pentru că pe vremea aceea nu veneau studenți la limba engleză. Din motive... Din motive pe care... Nu le mai comentăm, da. Dan Grigorescu era unul din cei mai buni, el a mers. Eu am zis că nu merg, nu știu, am făcut bine, am făcut rău, eu cred că asta a fost situația. Din anul, dar noi am fost împreună tot timpul. Trebuie să știți că... Toți fi colegi de, da, de cameră la un moment dat, vă rog, da. La primul curs, ceea ce ne-a rămas în viața, profesorul Livianu pe care l-am... Nu mai puțin, loc regia folderul 1, avem o poză, e adevărat, cam tristă. Da. Cam tristă. În general era un om
Dar să lăsăm puțin această poză și vă rog să vă depănați. Așa. Deci, la primul curs al profesorului Vianu era lunea de la ora 5, în Amfiteatru Rodobescu. Noi am fost un gard. Și tot cursul, pentru că era un curs comun pentru toate secțiile, chiar dacă am trecut la engleză, am fost împreună. Din 1952 până în 1956, am locuit la el acasă. Adică acasă cum? Unul de-a lui îi dăduse o mansardă pe strada Paris, la numărul 7A, să fim serioși, deci când spui Paris, acum zic... Și foarte bine cartier. Noi stăteam într-o mansardă, adică era camera oamenilor de serviciu dinainte, unde aveam și o spălătorie cu geamul spart. Care asta cu geamul spart. Ambele părți, bătuiesc, da? Vă rog? Așa, tot... Și am locuit împreună și cu un alt câțiva ani și cu un alt coleg al meu de, la, de aici, de la Ploiești, Florin Georgescu, care a urmat o altă carieră. El era inginer de mine, a spus el, din păcate, de multă vreme. Așa am cunoscut pe Dan Gregorescu. Ce m-a impresionat când am mers de la casă și când am stat la el acasă, era o bibliotecă extraordinară. Trebuie să țineți seama că era o bibliotecă făcută până în anul 50, când posibilitățile erau extrem de reduse. Pe urmă, el, din ce aveam noi, vârsta aceea de studenți, am continuat să ne sporim biblioteca, mergeam prin anticariatele de stat câte erau, prin anticariatele clandestine din acea vreme, celebru de unde Biserica Doamnei Azurul Șoiu, și cumpăram cărți. Acum când văd data la care le-am cumpărat, exact cum a cumpărat și el, mă mir de unde aveam bani și la ce puteam renunța pentru a ne cumpăra cărțile respective. Alte distracții totuși? Uitați ce se întâmplă. Distracțiile noastre au fost teatru, muzica, am mers la Ateneul Român cu el prima dată, la un concert dirijat de Constantin Popescu. Luam și noi concertele mai populare, care costau mai ieftin, cum să vă spun. Cu el mergeam, prima dată am auzit Sinfonia Noua de Beethoven, dirijată de Georgescu și puțin mai târziu de Constantin Silvestri. Celelalte distracții nu le știu, pentru că, vedeți, era viața de atunci, era ternă, într-adevăr, așa cum se spune. Nu erau baruri, totul este adevărat, ce să spun. Dar, din punct de vedere al interpretării, teatrul românesc și muzica românească erau la un nivel foarte înalt. Sigur că se jucau multe piese sovietice, absolut lipsite de orice interes. Nu mergeam să le vedem pe alea. Mergeam să vedem Daițele, cu Sonia Cruceru, cu Nicu Dumitriu, cu Talianu, cu Deculescu, etc., pe care Daițele lui Chirițescu, pe care cred că am văzut-o cam de 10 ori. Ține minte replici, situații. Mergeam să vedem Vlai cu Vodă, cu George Vraca. Mergeam să vedem Regele Lir, cu Storin. Și așa mai departe, ar trebui să ai piese jucate de Lucia Stosa Bulandra, piese regizate de Liviu Ciulii, care reprezentau momente de neuitat. Deci tot ce aveți de referență atunci, deci nu eram acum. N-am putea zice, să vorbim de cum despre o viață, repet, ternă, așa era, dar noi aveam și aveam refugiu în lectură. Citeam foarte mult. Nu eram nici pe excepții și colegii noștri citea foarte mult. El se detașase ca unul din cei mai buni studenți, dacă nu cel mai bun. Tudor Vianu spunea despre Dan Grigorescu un adevărat reper intelectual și moral. Da, deci prevedeți... Este la perioada 1950-1954, când era student. Când era student. Îl remarcase și când ne întreba câte ceva, noi nu știam să răspundem, Tudor Vianu spunea Grigorescu. Și el avea răspunsul și nominarii. Da. Deci, dintr-o dată, era un om cu o, ceea ce am spus poate și în emisiunea trecută, cu o cultură formată de tine pe care n-a contenit să se sporească. El a avut
și momente dramatice în viață. Poate unele dintre ele puteau să-l ducă, Doamne ferește. În 52, pentru o scrisoare trimisă unei studente, nu știm ce s-a întâmplat, a scos-o, a pus-o pe noptieră, a fost un act de provocare, niciodată nu se va ști, un act de neglijență, așa, unde spunea, trag, aud, când scriu, aud cum trag clopotele învierii. Pentru asta a fost propus să fie expus în întâlnire. O ședință odioasă? O ședință odioasă a durat o noapte, în care toți ne-am opus, inclusiv secretarul organizației. UTM, colegul nostru Dumitru Săvulescu, care a votat împotrivă. Cel care era venit de la CC, în momentul acela, cum spuneam, a nebunit, pentru că a văzut că chiar secretarul care trebuia să ducă la îndeplinire lucrurile, au mai fost și alții, nu vrem să-i amintim, a fost exclus, era cât pe ce să fie dat afară și din facultate. A fost o intervenție, vedeți, așa este viața. Noi aveam profesoară pe Emma Benioc. Se spun multe lucruri rele despre ea, că la drum, în sfârșit, vorbim de Beniuc, Mihai Beniuc, etc. În momentul acela, de lângă drum și fără gard. Da. În momentul acela, ea a avut, pentru că avea o mare putere în facultate, a avut o intervenție salvatoare. Spune-mi, domnule, este cel mai bun student și nu ne putem lipsi de el. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Și l-a păstrat în facultate, ca și pe alții le-a păstrat. Atunci a fost. Trebuie să spunem lucrul ăsta, cu toată obiectivitatea. Pe alte planuri, categorică, istoria o va spune. Moment greu în viața... Când termină facultatea... În 1954, da? O dată cu mine, de la engleză, el trebuia să redea semne la facultate. Dar el nu știu că s-a spus pentru că era exclus în UTC. Și UTM. UTM, grazie. Abia în luna octombrie, făcându-se un post liber, profesorul Alexandru Balac, care trebuie să-i aducem elogiu, a mers, l-a trimis după el, l-a căutat și l-a adus la editura de stat pentru literatură și artă, unde a fost un redactor extraordinar, pentru că avea o cultură și avea, știa limba engleză și nu numai de pe asta. Asta în 1958, dar și aici s-a în 58, deci funcționează 4 ani, și în 58 este scos de la editură, în cadrul recurărilor care s-au făcut atunci. Pe motive politice am citit. Pe motive politice, atunci a fost o mare epurare culturală. Au fost scoși foarte mulți, Alexandru Sandulescu, B.L. din Sumul, Zigu Ornea, și trimiși cei mai mulți difuzori de carte. Da. Unde trebuiau să meargă din întreprindere în întreprindere și să... Fără să mai aibă voie să scrie. Pentru că s-a întâmplat noi, colegii lui, bineînțeles, la Gazeta Literară, vorbisem și cu conducerea, le dădeam să scrie ca să câștige un ban și scria și foarte bine. Făceam o concesie. Dumneavoastră știți foarte bine când ați fost angajat la Gazeta Literară, dumneavoastră fost de corector. Da, vă fost de corector. Staharia Stancu mi-a spus, dumneavoastră, nu mai aștepți puțin, și am spus, nu fac niciun ban, ce te angajezi corector și îți dau, după aceea, îți dau diferența. Dan Grigorescu, dar până când, în 1958, mai târziu, scrind o recenzie despre Dimitrie Stelaru, un bas, nu era nimic, a apărut un articol de o virulență rară în lupta de clasă care era organul teoretic al partidului, da, în care îl demasca pur și simplu pentru concesiile făcute ideologiei burghezei, etc. Ne-au chemat și ne-au spus, domnule, dacă în public vezi și tu ce faci, să scrieți cu pseudonim. Înțelege. A revenit cu greu la editura Meridiane și apoi... A fost director, deci... A fost și director, puțin timp, nu? O să vă spun că întâi a fost redactor șef, ceea ce însemna atunci director adjunct. Director adjunct, da. Așa, intră în învățământ la chemarea lui Tudor Vianu și parcurge toate treptele învățământului
universitar, de la preparator până la profesor universitar, șef de catedră, șef de catedră, da? După ce, după pensionarea doamnei Zoie Dumitrescu-Bușulinga, el preia catedra de istorie literaturii comparate. Comparate, nu-i s-a mai, la început era universal, a zis literaturii comparate. Da. Deci, parcă, el avea o mare vocație profesorală, să știți. Era un om care explica și scrisul lui să vede lucrul ăsta. El este, în sensul cel mai bun al cuvântului, are un stil didactic. El și când scria, manuscrisele lui nu au ștersături. El construia totul în cap, scria aproape caligrafic și de aceea și putut să scrie relativ mult. O să ajungem și la opera domnului sale, da? Și el, mult și foarte bine. Mult și foarte bine, pentru că exprima foarte clar și foarte concis ceea ce voia să spună. În acest sens, este trimis la un lectorat românesc pe coasta de vest a Americii și fiind acolo, este numit director al bibliotecii, primul director al bibliotecii noastre de la New York. Române din America, 1971-1974. De altfel, este recunoscut și în țară ca fiind unul, să mă refer la imediat după 54, unul dintre principalii propagatori ai literaturii engleze și americane. România, după cum acolo, la New York, a fost unul din principalii propagatori ai culturii românești. Pentru că el, vedeți, domnule profesor, el cunoștea literatura, el cunoștea de la un moment dat, a început să facă ceea ce am numit critică și istorie de artă. Printre lucrările lui, vedeți că are foarte multe lucruri legate de artă. El cunoștea muzica, deci el era un personaj complex, de aceea eu am spus și am repetat în articolele mele despre el, scrise la moartea lui și la 80 de ani publicate în Corierul Național. Dar a fost ca fel senior, trebuie să spunem aici că domnul Valentin Păunescu, dacă a fost și domnul George Păunescu, a avut un rol esențial în aducerea lui, dânșii l-au invitat să scrie la Corierul Național. Sâmbăta pare mi se cază. Sâmbăta avea. Și vedeți, el nu scria numai despre problemele culturale, ci scria și despre problemele cetățenești, avea foarte mare curaj, dar avea orizontul acesta de cultură, trebuie să spunem, pe care neîncetat și sporea. A fost un om care a trăit prin cultură și pentru cultură. Și și-a făcut de tânăr, și-a deschis orizontul peste tot. A venit din America și a fost numit director al editurii Meridiane, unde, deși a făcut lucruri foarte frumoase, în colaborare cu un prieten al nostru de facultate, editorul Modest Moraru, care era redactor șef, un mare editor al României, o să vorbim poate altă dată, a fost foarte repede scos de acolo. Se zicea că Elena Ceaușescu a fi cerut scoaterea lui când a văzut cine sunt director, a cerut scoaterea lui. Eu vă spun ce mi s-a spus. Folclor, nu tot. Da, nu atât folclor, cât că ea a fi întrebat cine e ăsta care a fost în America și mi s-a spus da, atunci nu. Da. Nu. În orice caz, scoaterea lui nu a fost justificată, de ce vă spun? Nu a fost justificată prin nicio abatere, prin nicio carte, cum era atunci, greșit, tipărit. Nu, într-o bună zi n-a mai fost. I s-a comunicat că nu mai este. Deci a fost foarte ciudat și nu putea să pornească decât din urmă. Atunci el s-a dedicat învățământului, criticii de artă plastică și după 22 decembrie a fost membru corespondent al Academiei, probabil membru titular. Membru titular a fost în 2004. Din 2004. Da. Și a continuat să scrie, să a publicat cărți, ne spune. Imediat ajungem la cărți. Înainte vă rog să mai spunem câteva funcții care sunt importante și n-aș vrea să, da, să întinăm imaginea. Directorul a revistei Arta Plastică. Da, până la 22 decembrie a fost directorul revistei Arta Plastică. Directorul al Institutului de Istorie Literară. Da. George Călinescu. George Călinescu, da. Da? Editor și prefațator redutabil de literatură engleză și americană.
tradus din opera lui Shakespeare. Da, încă era, abia terminase facultatea când am început să traducă din opera lui Shakespeare. Dumneavoastră știți foarte bine, la radio era o prezență... La radio a fost una din... Permanente. Permanente. Ca și dumneavoastră, de altfel. Care avea, cum să vă spun, cronici despre literatura universală, portrete de scriitori, de artiști plastici. Și nu se repeta niciodată. Nu, nu, pentru că avea acest orizont și tot timpul, vedeți, am văzut biroul lui, la care l-a lucrat până cu o oră, două, trei înainte a morții. Se n-avea cărțile deschise pe birou, totul era făcut să fie, să lucreze. Lucra necontent, citea și lucra necontent. Da, m-a provocat, iată, când despre moarte, da. S-a stins din viață pe 15 aprilie 2008 la București, la vârsta de 76 de ani. Foarte. La scurt timp, aici vreau să bolduiesc puțin, după terminarea volumului său de memorii, Drumuri printre amintiri. Da, acest volum, el a publicat postum la editura Univers. Da. El a făcut corectura. Și pe la ora 12 a încheiat corectura. Inima? Poftim? Inima la asta? Da, căzuse cu vreo 2-3 zile înainte. Nu era un om să meargă imediat la doctor. Cui îi place să meargă la doctor? Și probabil că un hematop s-a întins în pat și că la ora 2 noaptea i-a spus toții că se simte foarte rău, până să vină salvarea, el era. Deci a fost o moarte, putem să spunem, accidentală. A căzut, nu se știe din ce cauză, și a pierdut cunoștința pe treptele casei. A funcționat și volumul acesta, de confesiune ale lui, e un volum foarte important, pentru că el a fost publicat. A fost publicat. Da. Era, cum să vă spun, mai avea de spus... A fost la corectură, de final, da? Să dea bete, bun de ridicat. Da, dându-se totul, era asta. E un volum foarte important, pentru că face atmosfera anilor facultății și atmosfera editurilor, etc. Și aș vrea să spun, domnule profesor, de ce este important? Pentru că el aici nu-și plătește polițe. Apar la noi miserabile volume de memorii și miserabile volume de jurnale, așa zis, scrise în timpul acela. Cineva mi-a tras atenția. Volume, jurnalele, care zice-se că ar fi scrise înainte de 22 decembrie, au apărut după 1994. De ce? A fost exact timpul să le potrivească, să vadă cine rămâne la putere, cine vine, ca să fie cât să mai se pute rotund, cum se zice, în argou, nici cel puțin nu le poți da. De exemplu, ca să vă spun așa, cineva scrie despre mine că îl țineam în anticameră. Și când era director? Când eram director. Și îmi spun, domnule, uite, am făcut foarte bine. Pentru că locul, el a rămas în anticamera literaturii. Înțelegeți? Eu nu făceam decât să mă conformez locului pe care îl avea și l-a are și de atunci. Să găsesc tot felul de văicăriți, să găsesc tot felul de... Nu pot să spun numele, dar e unul din volumele care a stârnit discuție și care e în fond un volum de demascări și de demascări joase care au apărut. Deci Dan Grigorescu iese din această sferă și reconstituie atmosfera, atmosfera liceului cu profesorii, cu ce s-a întâmplat. Primile, ca să-i cinstim memoria, acordate, au fost numeroase. Premiul Bogdan Trăgeicu HD-ul al Academiei Române în 1980, premiul pentru critică, premiul Asociației Scriitorilor din București, premiul internațional Emerson sau medalia de aur a Asociației Criticilor Americane. Da, trebuie să vă spun, să vă completez, să spun numeroase și pe deplin meritate. Vă mulțumesc. Dumneavoastră mărturisit că ați fost legat de Dan Grigorescu timp de aproape 6 decenii. Da. Printr-o prietenie asupra căreia n-a pogorât nicio umbră. Da, mai este adevărat. Mai spuneți, că ați fost alături de el la bine și la rău. Am evocat momentul acesta al facultății. Am evocat momentul când în 58 este dat afară, când el rămânea, știți, îi spune volumul ăla de memorie. El rămâne în 58 fără niciun venit. El și soția lui abia se căsătoriseră.
Să știți că la Altăgrupă, în niște momente, ce am mai făcut noi, ce făceam? Luam pe numele nostru anumite referate, le făceam referate și dădeam lui bani. Pentru că era soția lui încă nu-și găsise slujbă și erau doi oameni care nu aveau un leu. Trebuie să știți, să știe lucrul ăsta. Nu aveam, și când am făcut noi facultatea, mi-ați permite foarte pe scurt să revoc ceva. Eram prin anii 70, mă ducem la o căsătorie, văd un om, era o piață în apropiere, un domn îmbrăcat în halat, tal, se uită după mine și spune, domnul Rupeanu, da, eu sunt. Zice, domnule, nu cred că nu mai cunoașteți. Eu am fost responsabilul punctului alimentar de unde stăiați dumneavoastră. Și când apăreți dumneavoastră și domnul Dan Grigorescu la televiziune, eu îmi chem copiii, care sunt copii buni, eu nu mă plâng, și le spun, uite-vă cum se face facultatea, cum se făcea facultatea. Ei veneau sâmbăta și duminica, dar știa foarte bine, ca să nu mai meargă la masă în altă parte a Bucureștiului, ci să poată citi, și cumpărau câte un sfert de pâine neagră fiecare și câte 100 de grame de salam. Și asta mâncau seara, sâmbăta și duminica. Și ca încălzit, pentru că nu erau lemne foarte multe, le păstrau cartoanele care erau atunci. Deci el a trecut prin toate aceste greutăți ale vieții și niciodată nu s-a descurajat. Ne apropiem de finalul primei părți. Rog regia, folderul 2, opera, 4 cărți. Da, dicționarul, vedeți, el a făcut mult, vă vorbeam de caracterul acesta în sensul înalt al cuvântului didactic. Vedeți, el a făcut foarte mult pentru cultura română, pentru tineret. Dicționarul avantgardelor aveți aici. E un lucru extraordinar. Deci nu a disprețuit niciodată nu, cultura națională. Din potrivă. El are ediția aceasta din colecția care a spus-o Filosofia Culturii Românești, Calon Cagaton, al lui Petru Comarnescu, pe care l-a prețuit foarte mult. Și pentru prima dată o ediție din scrierile doamnei Alice Voinescu. Acesta este volumul la care vă referați, domnule profesor, drumul printre amintiri. Ne avem încă o imagine, vă rog. Îl recomand să fie citit, pentru că așa. Enigme ale descoperirii Americii, era și un om de știință, deci cerceta dincolo de literatură. Titlul este metaforic și mai avem încă o imagine cu o copertă. Marele Canioane, asta e scoasă la editura Eminescu într-o colecție, Clepsidra, unde aveam o colecție pe care noi o făcusem de înaltă cultură. A fost o carte care a avut un succes extraordinar. Da. Era și frumos scrisă și... Cartea a mai scris studii, a mai realizat studii pe Brâncuș și... Bine, aici dumneavoastră mi-a spus o întrebare și vreau să răspund. Vedeți, la noi există și o tradiție. Am evocat-o în emisiunea trecută pe Cela de la Vrancea. Da. Cela de la Vrancea studiază la Paris, concertează în Apus, dar a rămas legată de tradiția românească. Ea niciodată nu i-a negat pe Nicolae Grigorescu, pe Alexandru Vlahuță, pe Ile Caragiale, pe cei care i-a cunoscut din copilăria ei, în casa tatălui Barbu de la Vrancea. Dan Grigorescu ne-a dat despre literatura română, el și cultura, el pregătea tot pentru colecția noastră, a apărut, dar fragmentar, o ediție Dragoș Protopopescu, marele nostru anglic, care a murit tragic în 48, s-a sinucis ca să nu-l aresteze. Și el, deci, a făcut lucruri, a repus în circulație. Dacă vă uitați la ce scrie el despre artiștii plastici români, pe de la contemporan, Piuță și alții, până la înaintași, el a fost tot timpul prezent. Acesta este lecția lui Dan Grigorescu, un om de cultură universală care nu neagă niciodată valorile românești, din potrivă le pune în evidență. Domnule profesor, suntem spre sfârșitul primei părți dedicate lui Dan Grigorescu, după care vom face o pauză, nu înainte însă de a transmite celor care ne urmăresc că în anul 1999 la Universitatea din București îl reîntâlnim pe Dan Grigorescu, virgulă, ca conducător al tezei dumneavoastră de doctorat intitulate Nicolae Iorga, exeget al literaturii universale, din comisie academician Alexandru Balas, academician Florin Constantiniu, profesor Ștefan Cazimir. V-aș ruga o sinteză de final. Este o continuare a ceea ce v-am spus. Continuare în ce sens?
se spune că Nicolae Iorga n-a avut anteme spre istoria literaturii universale. Și când mi-am trecut teza de doctorat, am discutat mult cu el și am crezut de acord că Nicolae Iorga este, până la un anumit moment, și un exeget al literaturii universale. Și deci am găsit în Dan Grigorescu înțelegerea care se baza pe lectură, pe cunoașterea operei, acestei dimensiuni a operei lui Iorga, și nu pe preluarea unor clișee care s-au dovedit false. În partea a doua a emisiunii, cu domnul profesor Valeriu Râpeanu, vom evoca personalitatea profesorului emerit Nicolae I. Simaci. Nu numai profesor, cercetător pasionat, un orator de excepție, un învățător unic. Cum obișnuim, foarte pe scurt, dintr-o documentare pe care am făcut-o, câteva elemente, câteva repere din viața acestui mare profesor respectat, validat, recunoscut, Nicolae I. Simache, care s-a născut în 4 decembrie 1905 în comuna Cosminele, Prahova. Frumos nume, Cosminele, Prahova. Licențiat la Universitatea București în drept, 1926-1930, filozofie și litere, secția istorie, 1926-1931. A reușit ca să meargă în paralel cu două specializări, drept, filozofie și litere, secția istorie. Profesor titular la Liceul Sfântul Petru și Pavel, 41-69, director adjunct, 44-48, director internat, 48-53. Vă amintiți de aceste perioade? Profesor emerit, 1965, director al Muzeului Regional de Istorie, 1 mai 1953, atras, influențat de Nicolae Iorga. Și dumneavoastră, 40 de ani, l-ați redescoperit. Ca un adevărat ctitor, înființează 23 de muzee și secții muzeale la Ploiești, la Târgoviște, la Buzdău și nu doar atât. Autor a zeci de articole apărute în presa centrală și locală, în reviste de specialitate. Autor a unor studii și monografii cu legere de documente. Redactor la volumele editate de Muzeul de Istorie. Dar, în noaptea de 16-17 ianuarie 1972, inima lui Nicolae Simache a încetat. Avea 67 de ani. Foarte tânăr. 67 de ani. Domnule profesor, înainte de a vă provoca, de a vă stârni, rugându-ne să ne povestiți despre profesorul Nicolae I. Simache, care a fost dirigintele lui Nichita Stănescu. Da, bine, a fost delegat, adică tot ce s-a făcut pe acest plan în momentul când a fost profesor, el a influențat. Total. Avem câteva, mi-am adunat câteva confesiuni vis-a-vis de personalitatea profesorului Nicolae Simache. Eugen Simion știa enorm de multă carte și era, în sensul cel mai plin al termenului, un om mare, un mare profesor de liceu. Un profesor de altă dată, un apostol într-o istorie care îi răsturnase toate valorile și toate modelele intelectuale. Nicolae Simache își sacrifica realmente viața personală pentru școală. Domnul profesor dr. Alexandru Bădulescu, directorul Muzeului Paul Constantinescu, cu care mă sfătuiesc de fiecare dată când realizez emisiune, o enciclopedie vie mărturisea. A scris mult și dânsul despre Nicolae Simache și a avut un respect și o slăbiciune deosebită. Și colaborat. Colaborat mult. Prin vasta și prestigioasă sa activitate în domeniul școlii, muzeologiei, științei și culturii românești, numele profesorului Nicolae I. Simache a intrat pentru totdeauna în memoria timpului și în galeria oamenilor de seamă din acest județ. Și dumneavoastră aveți câteva confesiuni
pe care însă v-aș ruga să le facem acum, mai ales că în tribuna școlii, în numărul 38 din martie 72, spuneți un dascăl de neuitat, Nicolae Simat. Vă rog, domnule profesor. Domnule profesor Dumitrașcu, vedeți, Nicolae Simache este un model și un caz ieșit din comun. Sunt aceste două extreme. Despre Nicolae Simache nici nu poți să vorbești cu indiferență. El fascina. Adică era, să vorbim pe urmele a ce a spus dumneavoastră, întâi despre profesor. Profesorul era nu doar un om care venea să-ți debiteze o lecție, să-ți dea o lucrare, să te asculte, să spună o notă. Simțeai de la început dăruirea. Nicolae Simache se dăruia. Se dăruia pur și simplu. Lecții lui se dăruia elementelor pe care el le preda. Ne uităm puțin la dânsul, ne uităm chiar foarte bine și vreau să continuăm. Așa, uitați, să mai zicem ce, să mai spunem ceva. Vă rog, el practic n-a avut o viață personală. N-a avut. A fost singur. A fost singur. El a trăit singur și a murit singur. Și a suferit singur. Așa, a suferit singur. Era, dacă vreți, și trebuie să spunem aici, mai ales că ascultă oameni din Ploiești, el era și prin aspectul lui, aici un aspect îngrijit în ceea ce arăta dumneavoastră, dar el era un om neîngrijit, un om care se lăsa bine aici, arată ca și cum ar fi la fotografie. E sigur, înfățișarea lui fizică nu era dintre cele mai agreabile, dar el era totdeauna cu ceva lipsă, cu hulerul de la cămașe lipsă, cu, sau în plus, cu o gaură din pantofi care nu prea mai aveau tălpi. Rar de tot se putea îmbrăca foarte bine când era o inspecție, o vizită, etc. El a trăit, deci, pentru școală. A spus acolo cuvântul orator, dar era un orator. Era un orator și ar fi fost, dacă vreți, în același timp și un profesor universitar foarte bun. Dar el n-a vrut să meargă mai departe. Modelul lui era modelul Iorga. Pe el Iorga l-a fascinat, Iorga și-a pus amprenta asupra personalității lui. Până la acea dăruire despre care ați vorbit și despre care o să vorbim. Nu, ați vorbit despre Iorga și pe dumneavoastră. Da, sigur, da. Când a fost de care spun, dumneavoastră, da, care v-a luat de mână în copii de aia și m-a dus la Iorga. Trebuie să știți că el ne vorbea cu atâta căldură despre Nicolae Iorga, despre profesorul Nicolae Iorga, încât nu puteai să rămâi insensibil. Mai mult decât atât, și aș vrea să adaug aici ca să se știe, că în țara noastră nu au fost numai intelectuali care au abdicat. După 48, așa cum am demonstrat în cartea mea Nicolae Iorga, 40-47, când a căzut ghilotina asupra personalității și operei Iorga, că nu se mai putea vorbi despre el, profesorul Simache ne-a vorbit tot timpul la cursurile lui despre Nicolae Iorga. Îl cita pe Nicolae Iorga ca și cum nimic nu se întâmplase. Înțelegeți? El, manualul de lui Roller, manualul de istorie, unul din cele mai sinistre manuale care au apărut și cărți, să zice, pentru el nu reprezenta nimic. El ne preda o istorie paralelă cu cea oficială. Al doilea, mai avea o altă calitate. El lega totul de locul unde eram noi, de Ploiești, de județul Prahova. Noi așa am învățat să ne iubim orașul, să ne iubim împrejurimile. Știa totul. Când ne-a făcut o lecție, când ne-am întâlnit după 10 ani, ne-a făcut o lecție despre istoria Ploieștiului, el știa pe unde a fost casa fiecăruia dintre noi. Că trecea pe acolo, pe unde era casa domnului Cărgănescu, că trecea pe...
într-adevăr, avea o memorie ieșită din comun, așa cum, cum s-a spus. Al doilea lucru, vorbind despre faptul că n-a avut o viață personală, trebuie să știți că el, fiind ascultat acolo, a fost directorul internatului de la liceul din Ploiești. Internatul care era acolo, pe strada Oilor. El, nu, pentru el asta nu era o sinecură. El se implica. Și se implica cu o pasiune ieșită din comun. Se uita pe sine. Și aș vrea să vă povestesc aici. Că la confesiune academică, așa, vă rog. Un moment la care am fost martor în anul 1949. Cum vă spuneam, am terminat în 1950. Da. A fost o criză alimentară și nu mai avea ce să dea de mâncare la internat. A făcut scandal cu funcția el și a venit imediat o comisie de la Comitetul Județean de Partid. În grad mare, prahova. Nu era primul secretar, erau nici pe secretar. Și mai ce a venit, eu eram alături de el, le-a deschis cămările, le-a deschis, nu era nimic. Și atunci, unul dintre ei a zis, bine, ce la noi n-am știut că n-au ce mânca copiii. Și Simaiche enervat a spus, bine, domnilor, dumneavoastră care știți totul în țara asta, pasta, cum n-a știut-o? Înțelegeți? El era un act de curaj. Și el mergea până la disperare, dacă vreți. Și el numea, vedeți, el n-a avut copii, cum am spus, el pe cei de la internat îi numea copiii noștri, copiii mei. Trebuie să reținem lucrul ăsta. Dacă sunt dintre colegii mei de generație sau chiar mai... cred că și ei l-au auzit pe Simai, că copiii n-au ce mânca. Deci s-a făcut un transfer la el, din punct de vedere psihologic. Al treilea, dumneavoastră, ați vorbit aici despre muzeele pe care le-a făcut Nicolae Simai. Domnule profesor, cu eforturi personale, cu eforturi mari, neînțelegeri, pentru că trebuie să știți că în momentul când Simaiche a început campania, era foarte greu. Cine a fost Nicolae Grigorescu, cine a făcut Muzeul Ceasului, banii pe care îi dădea el pentru ceasuri mergeau la... Progregia Fălderul 2, Muzeul Ceasului. Da. Mergeau la... boieri care mai erau pe aici, care nu mai aveau ce mânca, trebuie să știți. La un moment dat, un director, uitați, Muzeul Ceasului, îi poartă numele. Îi poartă, e normal să-i poartă numele, asta nu știu, să nu-i poartă numele. Și la un moment dat, când Simaiche a făcut un referat, și a spus 500 de lei pentru un ceas, unul din ceasurile care este acolo, se poate... Directorul băncii atunci, în 49-50, a scris, se găsește la Ferrometal cu 20 de lei. Deci chiar era confuzia cu ce oameni trebuia să lupte Simaiche. Pentru că ăsta credea că este un ceas de la Ferrometal, cum eram noi. A trebuit, a țipat, a făcut... Gândiți-vă că toate lucrurile astea a lucrat, avea și la București niște antene cu frații Munteanu Râmnic, băiatul profesorului Munteanu Râmnic și el, Gheorghiz, și Nicolae Simaiche a reușit, pentru că atunci era, când el a făcut lucrurile astea, era regiunea Prahova. Regiunea Prahova cuprindea, că dumneavoastră a spus cuvântul Târgoviște, cuprindea județele Prahova de astăzi, Buzău, de astăzi, Buzău, Târgoviște, Dâmbovița, Târgoviște de astăzi, dar și ceva din Focșan. Ei, el mergea prin sat, uneori îl urmărea cu furcile, când vedea că ceva e în pericol, el lua de la o biserică să ducă și îl urmăreau cu furcile. Sărani. Nu, nu, să știți că nu e... Destul de dur. Destul de dur. Și atunci trebuie să știți că, de asemenea, la Torga, la Plenii de Munte, el a achiziționat lucruri foarte importante. S-a dăruit și într-un moment foarte greu legat de valorile culturii românești, Nicolae Simaiche a tezaurizat lucruri care puteau să dispară sau, hai să vorbim pe
față, domnule profesor. Să ajung la străinătate, dacă nu era un Nicolae Stumache. Sunt foarte serios. Fără comentarii. Da, atât pot să spun. Sigur, eu îi pot recunoștință că mi-a deschis acest orizont către Iorga. Vedeți, recent am publicat aceste oameni care au fost. E primul volum al unei ediții critice din oameni care au fost. Primul volum, da. Primul volum, al doilea va pleca la tipar foarte curând, pentru că cuprinde și pagini pe care Iorga nu le-a pus în cele patru volume. Și vreau să spun că în momentul de față să nu ne amăgim, e foarte greu să publice în Iorga. Dacă nu era domnul George Constantin Pongrescu care să-și asume integral costurile, iar tirajul să-l dăruiască bibliotecilor din țară, nu vedeam, rămâneam cu el acasă. Văd pe coperta întâi un text, dacă ați de Mircea Eliade, care spune așa, ca și marele sale discursuri politice, portretele domnului Iorga sunt profetice, adică clar văzătoare, esențiale, relevând o realitate pe care inteligența și intuiția normală nu o pot decât întrevedea. Domnule profesor, pregătindu-mă pentru această emisiune, am obținut și câteva lucrări ale domnului Paul de Popescu. Da, domnul Paul Popescu, trebuie să spunem că a fost un elev, a fost un discipol. Domnul Paul Popescu a fost un strălucit elev al liceului din Ploiești, trebuie să știți, ieșit din comun, dădea particular. Și științific, și clasa științifică și literară, a urmat o facultate de istorie și după aceea a revenit aici profesor. Trebuie să invidiem pe cei care l-au avut profesor pe Paul Popescu, din păcate, confuzia valorilor care au operat nu odată la noi, l-a împiedicat să devină profesor universitar, așa cum a fi meritat. Cu voia dumneavoastră am să citesc din Nicolae, din Paul de Popescu, Nicolae Stimache, o istorie adevărată cărturar, apărută Ploiești 1996. Este vorba de dumneavoastră. Da. N-am știut cartea. Nebărbierul, l-ați cunoscut pe Bărbierul, da? Da, Nebărbierul, a fost profesor, da? Învățătorul meu, pe mine două clase, mi-a rămas prieten. Da. Așa. Cu ajutorul lui Rachieru, da. Într-o lucrare a domnilor lor, aveau nevoie de o concluzie mai consistentă și spune. Iată cum am luat, cum în locul propriilor sale concluzia asupra marului om, mă refer la Nebărbierul, el oferă cuvintele lui Valeriu Rupean. Nicolae Stimache nu a fost numai profesor. Omul care fusese hărăzit unei cariere universitare, discipol iubit al lui Nicolae Iorga, și-a dorit o viață, a jertfit bucurile unei existențe comode, și ale unei cariere științifice pentru orașul și județul său natal. Puține sunt în timpurile noastre asemenea exemple de dăruire necondiționată, de apostolat, de dezinteres, mergând până la uitarea de sine, pentru propria persoană. Entuziasmul și dăruirea lui erau contagioase. A sacrificat o carieră științifică pentru ca 40 și mai bine de ani să desfășoare fără odihnă această activitate dezinteresată în slujba orașului, a județului său. A colindat orașe, state, a mers prin vechi așezări, a cutereat în lung și în lat Prahova, a descoperit în mănăstiri, în biserici, vechi conace sau simple locuințe țărănești, urmele trainice ale unei civilizații străvechi, ale unei culturi materiale și spirituale care s-a îmbogățit neîntrerupt. Nicolae Stimache a scos la iveală, fie prin ceea ce a scris despre trecutul județului Prahova și mai ales prin ceea ce a strâns și a sistematizat pentru muzeile din această parte a țării, o adevărată comoară de documente și obiecte indispensabile oricărei cercetări privind istoria civilizației, artei, culturii românești. Le-a adunat pe ploaie și slat, dormind în primării neîncălzite. A depus eforturi pentru a fi achiziționate și apoi le-a pus la dispoziția celor mulți. Cât de mult a realizat Nicolae Stimache într-o viață, ce exemplu de dăruire, de abnegație în slujba culturii a dovedit el, ce mult și-a iubit partea de țară de unde a văzut lumina zilei. Este un model, domnule profesor. El este un model și s-ar putea adăuga mult. Veneam la el și când nu mai eram elevul lui,
El locuia în condiții foarte modeste, într-o cămăruță de aici, de la muzeu, foarte aproape de locul unde, de unde vorbim noi acum, într-o cămăruță, avea, te trata, avea vreo două, trei pahare, te trata cu niște vișinată, și totdeauna te întrebai cum trăiește acest om, mâncând la internat. Acolo mânca la internat. Deci, în consecință, Nicolae Simache rămâne un model. Rămâne un model de dăruire în slujba școlii și a culturii românești. Vreau să repet pentru toți cei care ne ascultă, fără el, multe din lucrurile pe care noi le admirăm astăzi, care au fost studiate, care au intrat în circuitul culturii românești din toate punctele de vedere, s-ar fi pierdut. Fără tenacitatea lui, noi n-am fi, am fi fost astăzi orfani de multe elemente prețioase privind trecutul județului, al orașului nostru și al țării noastre. Am să apelez din nou la lucrarea domnului Paul de Popescu, Nicolae Simache, O istorie adevărată, Cărturarul. Ne apropiem de închidere. Deci, să, cu rugămintea de a asculta câteva versuri pe care i le-a închinat la moarte profesoara Elena Oprea din comuna Cosminele. Da, din satul lui natal. Versuri păstrate în lucrarea lui Bărbier, lui Nicolae Simache. Într-o noapte albă, munții și-au clătinat aripile, pădurile și-au aplecat fruntea, iar tu ai plecat într-o lume de stele. De atunci te caut printre monedele vechi care plâng, printre amforele care te cheamă, de atunci te strig printre ulcioarele de pământ și castele romane, dar umbra ta rătăcește prin veacul. Și mă duce ecoul. Sunt aici. Sunt păclie. Ce părere aveți ca virgulă critic literar? Da, foarte frumoase. Foarte frumoase, să spunem clar. Foarte frumoase niște versuri. Simțite. O sinceritate care fac mai mult decât orice căutări care n-ar fi reușit să spună ce trebuie să spună despre Simache. Aș vrea să lecturez un extras din trocuvântarea academicianului Gabriel Strempel. Da. Un om cu tenacitatea, pasiunea fără limite și dăruirea totală pe care le-a probat profesorul Simache la dezvoltarea și înzestrarea Muzeului Prahovean nu se naște decât foarte rar. Are prezentă de toate. Și dacă elevii și colaboratorii săi l-au stimat până la venerație în timpul vieții, au știut de ce o fac. Duhul lui stăruie în sălile muzeului și nenumăratele exponate adunate de pasiunea și priceperea sa le dau dreptul să-i perpetueze numele. Domnule profesor, chiar terminăm și v-aș ruga pe dumneavoastră să aveți ultima verba. Vedeți, în ceea ce îl privește pe Nicolae Simache, nu putem să avem o încheiere. Pentru că mereu, mereu, chiar la vârsta noastră, ne vin imagini care atestă că omul acesta joacă în continuare, are o influență extraordinară asupra tuturor celor care l-au cunoscut. Și noi avem datoria să arătăm că din tot ce a rămas aici, spun aici pentru că unele sunt foarte aproape de locul unde intrăm noi acum, există, ce spunea domnul Strempel, tenacitatea, există, dacă vreți mai mult decât atât, sufletul lui Nicolae Simache. Să mai amintim cum ploieștenii, cum Ploieștiul, respectă memoria lui Nicolae Simache. Mă refer la Muzeul Ceasului Nicolae Simache, strada profesor Nei Simache, pe care este amplasat muzeul, școala generală Nei Simache din cartierul Malul Roșu, bust turnat în bronz în curtea școlii din comuna Cosminele, cabinetul de istorie Nei Simache al liceului Caragian, terminul cultural comunal Nicolae Simache din comuna Cosminele. Da, eu, dacă vreți, vă rog, este tot ce ți-a spus dumneavoastră aici, reprezintă acte bine meritate de cinstirea memoriei unui om care n-a cunoscut altceva în viață
nicio bucurie în viață decât această dăruire. El era, și cu asta vreau să închei, el era mulțumit în lucru pe care îl făcea el sau cei de sub conducerea lui, era un lucru bine făcut. De aceea și evocăm astăzi. Ne oprim aici, stimați telespectatori, nu înainte de a mulțumi sincer invitatorul nostru, domnul profesor Valeriu Răpeanu, pe săptămâna viitoare. Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc și eu!